Cu siguranță există un organism specializat al statului, în special Agenția Națională de Integritate, care va lămuri această chestiune. Din punctul meu de vedere, legea este extrem de clară. În ceea ce privește calitatea de avocat, am la dispoziție 15 zile pentru a rezolva această chestiune stipulată expres de legiuitor. Am înțeles că e vorba de conflict de interes. Am înțeles că astăzi v-ați oprit activitatea în cadrul baroului Suceava? Astăzi am anunțat baroul Suceava despre faptul că am preluat prerogativele primarului prin prisma aplicării hotărârii de Consiliu Local numărul 57 și preluarea efectivă a rolului de viceprimar cu împuternicit primar. Am adus la cunoștința baroului, am pus cerere de suspendare. Nu am dorit să rămân în biroul pe care l-a folosit domnul Maierean, birou pe care domnul Maierean l-a ocupat după plecarea domnului Olărean. Am preluat un birou care era liber în clădirea primăriei, în speță biroul ocupat de fostul director economic pe care l-a avut instituția. Un birou mic, dar indiferent cât vom sta aici, că e vorba de 5 zile, că e vorba de 5 săptămâni, că e vorba de un an, de 5 ani sau poate chiar mai mult, scopul meu este să ne mobilizăm cu toții și mă refer în sensul ăsta la echipa din primăria Rădăud și la echipa din Consiliul Local și să încercăm să facem ceea ce este mai bun, mai repede și mai bine pentru municipiul Rădăud. În sensul ăsta am convocat deja o ședință și am avut discuții cu colegii din cadrul primăriei. Mă refer la șefii de aparate de specialitate. După care, luni dimineață, la ora 8:30, vom avea o ședință cu toți angajații din primăria municipiului Rădăuț. Ulterior, la ora 10, ședință doar cu șefii de departamente. În așa manieră încât, dacă se va putea, începând de luni, locuitorii din municipiul Rădăuț să vadă că a început să se întâmple ceva în municipiul nostru. Astăzi, după momentul în care am preluat funcția, am început deja să semnez documentele care vin la mapa primarului și printre cele mai interesante au fost dispozițiile de începere a lucrărilor la tot ceea ce a însemnat lucrări de apă și canal în municipiul Rădăuț, lucrări care au stagnat pe o perioadă de aproximativ 3 săptămâni, pentru că am constatat hârtiile erau primite în primăria Rădăuț pe data de 3 martie și de pe 3 martie și până astăzi am înțeles că din varii motive domnul Maierean nu au dorit să le semneze. Am întrebat și eu departamentul de specialitate din primărie, am întrebat secretariatul și am constatat că nu era niciun impediment. Sens în care s-au dat ordine de începere a lucrărilor pentru continuarea lucrărilor de apă, canal și așa mai departe. Da, intenționăm să introducem și proiecte de hotărâre noi, pe lângă cele care se află deja la caietul de ședință, în ordinea de zi. Proiecte cu care să fim mai aproape de cetățenii din municipiul Rădăuț și proiecte cu care să putem să cosmetizăm în forma în care putem și în timpul pe care l-avem la dispoziție, vin sărbători, Sfintele Sărbători ale Paștelui, să cosmetizăm orașul, începând de la drumuri, trotuare, parcuri, toaletarea copacilor și așa mai departe. Cum credeți că vă veți înțelege în calitate de viceprimar cu consilierii din opoziție? Eu cred că mă voi înțelege foarte bine, pentru că încerc o altă abordare, una mai diplomatică, adică prefer ca discuțiile pe care le vom avea pe baza proiectelor de hotărâre să aibă loc înaintea ședințelor de Consiliu Local și nu să ne trezim în timpul ședințelor de Consiliu Local că
sărim unii la alții. După prima dumneavoastră zi în funcție de viceprimar, care este atmosfera în primărie? După cum a observat dumneavoastră. Mai bine pare că, se pare că lumea e mai liniștită. Un gând pentru Rădăuțeni după prima zi de muncă ca viceprimar, cu atribuții de primar? Ce pot să le doresc? Tot ceea ce îmi doresc eu mie, le doresc și lor. Și în rest, sper să am suficientă putere de muncă încât să nu dezamăgesc. Nu ți-e teamă de câte dosare cu iz penal a fost în primăria asta? Atâta timp cât ești corect, nu prea ai de ce să te temi. E evident că oricine este supus greșelii, iar toți suntem oameni până la urmă. Și e foarte bine că m-ați întrebat lucrul ăsta, pentru că cu această, linie am început discuțiile cu toți angajații din primărie. Adică trebuie să respectăm procedurile, trebuie să respectăm întru totul litera legii, însă trebuie să facem aceste lucruri mult mai repede și să eficientizăm fluxul care până în momentul de față sau de ceva vreme, de 6 luni de zile, a fost oarecum estompat. Cum a fost întâlnirea cu domnul? Lumea nu trebuie să se teamă, lumea trebuie să aibă încredere și îmi doresc extraordinar de mult ca cei care până în momentul de față purtau în diferite emisiuni sau comunicate de presă, titulatura de grup, cred și îmi doresc ca de acum încolo să fim o echipă. Cum a fost întâlnirea cu fostul viceprimar cu atribuții de primar? Chiar dacă lumea sau, mă rog, o parte din presă credea că domnul Maierean nu va elibera postul, discuțiile au fost extrem de pașnice, cordiale, chiar amicale. Bine, am adus la cunoștință dimineață că, din punct de vedere legal, hotărârea numărul 57, denumirea mea în calitate de viceprimar, produce efectul de la data și ora în care această hotărâre mi este comunicată și că, ulterior acestei date, dacă domnul Maierean mai rămâne, ar putea să fie acuzat de către alții, nu de către mine, de uzurpare de calități oficiale. N-a fost cazul, chiar m-am bucurat foarte mult, i-am cerut sfaturi, păreri și cred că și în continuare voi colabora cu domnia sa în calitate de consilier local. Dar domnul Maierean nu i s-a retras sprijinul politic și din Consiliul Local și nu mai este în Consiliu? Retragerea sprijinului politic domnului Maierean de către biroul permanent al filialei Rădăuți nu duce automat la dispariția domniei sale din Consiliul Local. Mai e ceva procedură până atunci. Am înțeles că v-ați mutat biroul de unde a avut biroul ultimii câțiva primari. De ce ați ales un birou mai mic decât acel birou vestit al primarului? Știți cum e? După lungimea mandatului, suntem sub imperiul datei de 31 martie, când Curtea de Apel Suceava va hotărâ dacă rămâne mai departe sau nu. Așa că, dacă vreți, sub formă de glumă, ăla era cel mai mic birou. De altfel, trecând la lucruri serioase, nu intenționez să ocup un birou spațios și un fotoliu relaxant în cadrul primăriei. Intenția mea este să fiu cât mai activ și mai prezent pe teren, la supravegheat lucrările, că, după cum știm cu toții, lucrurile nu sunt prea în folosul rădăuțenilor în momentul de față. De aia îmi doresc să fiu cât mai prezent pe teren, nu în birou.